Am avut o discuție cu domnul primar de la Movila pentru a pune în valoare și lacul de la Movila Mireasa. Cu siguranță OAT, primăria Movila Mireasa nu are disponibilitate de bani pentru a face un mic proiect acolo, să începem să putem să valorificăm și acel lac. Am vorbit în toamna acestui an, pregătim un plan de acțiune, în primul rând pentru a face un proiect în ceea ce privește tragerea utilităților cât mai aproape de partea respectivă de lac, și aici mă refer la apă, canalizare, electricitate, astfel încât să dăm posibilitatea celor care vor să investească acolo, pentru că terenul este al primăriei Movila Mireasa, să concesioneze terenul pentru efectiv partea turistică, partea balneoclimaterică de agrement, să poată să-și amenajeze o plajă corespunzătoare cu dușuri, cu tot ce e nevoie pentru a face un turism civilizat, să spunem acolo. Turism de nișă, așa să spunem. Din câte înțeleg, calitatea lacului, a apei și a mărmurului de acolo sunt foarte bune. Sunt foarte bune, exact cum sunt și la lacul Sărat. Tocmai de aceea avem două lacuri și eu mi-aș dori, dacă am început la lacul Sărat, să facem investiții serioase în ceea ce privește partea de infrastructură și modernizarea stațiunii. Eu zic că este păcat să nu ajutăm și Movila Mireasa să meargă pe același drum.